Aeronava președintelui a aterizat pe aeroportul militar din Kandahar. De acolo și până în tabăra românilor din Kalat, delegația a fost dusă cu elicopterele. Măsurile de securitate nu sunt gratuite, nu sunt nici măcar exagerate. Să nu uităm, sudul Afganistanului este cea mai periculoasă zonă. De la începutul războiului și până acum, armata română a pierdut 11 militari. Bună ziua! Să trăim! La Kalat, președintele a stat câteva ore cu militarii batalionului 21 vânători de munte și a decorat pe 11 dintre ei. Traian Băsescu le-a promis însă tuturor că își vor primi sporurile tăiate în luna mai. Salte înainte! Știu că aveți anumite îngrijorări legate de veniturile militarilor. Vă asigur că în lunile iulie și august lucrurile vor fi rezolvate. Vânătorii de munte se pregătesc să se întoarcă în țară după o misiune dură de 6 luni, în care au pierdut 2 oameni. Ultimul incident a avut loc în urmă cu 2 luni, când un ofițer a murit și alți 4 soldați au fost răniți într-o misiune de patrulare. România are în Afganistan în jur de 1000 de militari. Cei mai mulți dintre ei, 900, sunt dislocați în provincia Zabul, o zonă extrem de periculoasă.